a făcut copiii să spună lucruri trăznite, a dat miliarde și cu toate acestea este un om extrem de discret și, în ciuda aparențelor, modest. Virgil Ianțu, cu umor și sinceritate despre Virgil Ianțu. O ediție extraordinară, Brandul Luchinez. Marile întâlniri, așa îmi place să le numesc, au fost Marin Constantin, Moțu Pitiș, Nico Alifantis, Toca. De la oamenii ăștia am avut foarte, foarte multe de învățat. Bani și miliardari, copii trăzniți și mai puțin trăzniți și alte foarte multe lucruri care fac așa un fel de tablou al vieții noastre contemporane. Am mare onoare, și așa între paranteze vreau să vă spun, am vrut foarte, foarte mult să-l cunosc pe Virgil Ianțu, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația în emisiunea noastră. Și deci am vrut să te cunosc cel mai tare. La început mi se părea că ești foarte arogant când te-am văzut prima dată. Nu s-a mai spus. Și am zis, mă, mi-e plac oamenii aroganți. Vreau să știu dacă într-adevăr e un om arogant și în realitate, până acum, înainte de emisiune, nu mi-e părut foarte arogant, așa că respectă-ți gradul. Nu, dar nu e nicio problemă. Da. Ești un om arogant sau nu? Mă, nu prea știu ce înseamnă asta. Există situații în care am întâlnit și eu oameni pe care i-am considerat aroganți, pentru că în public, mai ales dacă ești singur, nu ești cu un prieten, e greu, s-ar putea să pari și tu. Lumea, mai ales și treaba asta, așteaptă tu să-i saluți chiar dacă nu-i cunoști, pentru că ei te cunosc pe tine. Și atunci, eu mă izolez așa când e multă lume, să ia uite și pe ăsta e arogant. Știi că ai o anumită mimică și ești interpretat greșit. Nu știu ce e aia. Poate par câteodată, adică mi-au spus mult prea mulți ca să nu fie aparent adevărat. Prima breșă în percepția mea față de tine, asta cu aroganța, a fost când l-am citit undeva că ești un mare muzician, adică ai studii de muzică, mare știi muzică față de alții. A fost Caraian. Și am zis, mă, oricine iubește muzica la nivelul că a studiat-o mult și face în continuare muzică, devine cu două, trei trepte mai sus pe scara mea de valori. Povestește-ne un pic despre ce înseamnă muzica pentru tine. Muzica a început mult mai devreme decât am realizat că sunt pe lumea asta. Adică dacă mă întreb, mult prea devreme pentru un copil, pentru că până nu demult visam cu profesorul meu de vioară. Eu am început de la 5 ani și jumătate, înainte cu un an de a începe școala. Am început să fac teoria muzicii, să învăț să scriu note și să solfegiez. Și instrument, vioara. Și până nu de mult, îți spun, până acum un an, visam cu profesorul meu de vioară că mă duc la o oră, ba n-am partiturile, ba n-am studiat și am recital sau audiție sau concert sau examen sau așa mai departe și eram nepregătit. Și a durat, deci până anul trecut am tot visat treaba asta, până când m-am dus la profesorul meu de vioară. Și am zis, domnule, eu gata, sunt mare, nu mai trebuie să studiez, lasă-mă, domnule, cu vioara asta. Și de atunci ne-a lămurit, se pare că în vis și n-a mai apărut situația asta. Așa că nu e ușor și cu studiul ăsta de mic. Da, am început la Timișoara, am terminat la Timișoara cu același profesor de vioară din câți eram, 20, cred că în clasa 1, eram foarte puțin. Am rămas 4 până în clasa 12-a. Chiar zilele trecute au venit cu Filarmonica din Timișoara, doi din cei trei, eram al patrulea, și ne-am văzut și ne vedem foarte des, a rămas foarte apropiat și asta e un lucru fain. Muzica m-a format, m-a ajutat în tot ce am făcut până acum, absolut tot, și în televiziune, și auzul, și televiziunea mi-a fost mai ușor să învăț lucruri. M-a ajutat auzul, m-a ajutat intonația și așa mai departe. Vocea, glasul, care și el era format ulterior după ce am lăsat vioara. Au fost etape foarte importante prin care am trecut, legate de muzică și de care sunt foarte mândru. Aș vrea să ne povestești un pic de experiența cu Corul Madrigal. Aia mi se pare un lucru extraordinar. Tot românul știe despre Corul Madrigal. Da, este una dintre etapele, cred că este cea mai importantă, să nu zic cea mai importantă, dar una dintre etapele importante
din viața mea, timp de 9 ani, gândește-te ce înseamnă să-l ai în față pe Marin Constantin. A fost o experiență fantastică, am învățat atâtea lucruri și viața în colectiv, ce înseamnă să lucrezi la acel nivel profesional, unul de neatins. E foarte greu să explici în cuvinte la ce nivel se lucra acolo și ce rigoare exista și câtă frumusețe. Acel om scotea din fiecare dintre noi, eram o formulă de 28, formula principală de turneu. Ne simțea pe fiecare. Mie mi s-a întâmplat un lucru. Venisem obosit la repetiție. Cântam, eram împrăștiați, nu stăteam băieți bași lângă bași, tenori lângă tenori pe partide. Eram împrăștiați în formula respectivă și când pregăteam un concert, când nu era muncă de bucătărie, când deja era punea spuma, lucra mult cu ochii închiși. Și pentru câteva secunde, eu îmi făceam treaba acolo bine, eram ok concert, dar m-am gândit la ce am de făcut după. Și mi-a zis, Virgil, vezi că te simți, te gândești în alt loc. Cam la nivelul ăsta lucra Marin Constantin. Deci peste tot ce înseamnă note, emisie, alea veneau dinăuntru. Și gândește-te că cu această formație am umblat prin lume și am cântat în niște locuri pe care nici nu visam să le văd. Am fost invitați la un moment dat de Vatican, am cântat la San Pietro, la Panteon, invitați de familia regală britanică, era domnul Lord. Țin minte că era camera lorzilor, era și Yehudi Menuhin printre ei pe vremea respectivă și acolo am avut și niște părți de solo. Nu zic ce trăire era, da, Tony Blair a vorbit la început, la Westminster Abbey. De câte ori ai ocazia în viață? Iar un moment istoric așa în activitatea formației, la San Marco în Veneția, se cântă odată la 100 de ani. Și în anul respectiv, dacă nu mă înșel, în 94, am fost noi invitați să cântăm în catedrală. În rest, nu se dau concerte. Adică au fost momente de astea de mare importanță pentru cariera formației și pentru mine. Și de la un Puști, eram cel mai tânăr de acolo, care a venit cu teamă și când vedeam pe oamenii aia, știind ce au făcut, ce au realizat în atâția ani, am ajuns să am, chiar la un moment dat aveam 4 solouri într-un concert și eram așa foarte, mi se întâmplaseră lucruri foarte repede și mă mai întreabă, dar de ce nu faci nimic în muzică, că ai, că poți? Eu în muzică am făcut lucruri extrem de importante, dar se pare că mi-a venit iară dorul. Și de vreo 3 ani de zile am început să mă gândesc la un album, pentru că mi-a venit o idee. Era singura zonă, de fapt zona unde cred eu că mă regăsesc în perioada asta. Cred că am vârsta potrivită pentru ce vreau să fac de acum încolo. E și eu un moment poate un macaz în viața mea. Și mă bucur foarte mult că am reușit să fac asta, un album, ți-am zis, mă gândesc la el de vreo 3 ani. În ultimele, nu știu, luni am lucrat serios la el pentru că omul cu care am lucrat, adică George Natsis, era foarte prins și și-a făcut timp pentru că i-a plăcut și lui ideea. Și a ieșit un album mult peste așteptările mele. Mult. Când îl așteptăm să-l auzim? Sfârșitul lunii ar trebui să intre pe radio în single. O să înceapă concerte. Probabil, nu pot să dau un procent, dar îmi doresc să se întâmple așa. În februarie un concert la Sala Palatului cu Big Band-ul. Da, e un proiect foarte mare, foarte costisitor, dar asta e mai puțin important. Sunt implicați foarte mulți oameni, muzicieni, foarte, foarte buni. Pe unii știam din conservator, pe alții nu. Au realizat un lucru fantastic și le mulțumesc, o să le mulțumesc mult în
de acum încolo. M-a ajutat Despot iară la treaba asta foarte mult. Despot mi-e prieten, Adi Despot, de la Vița de Vie. Și a stat cu mine de la a găsit studio, setup, la studio se pricepe foarte bine. A stat preajma mea când am înregistrat vocea. A făcut multe lucruri și m-a ajutat mult. Ascult ce îmi spui despre partea ta muzicală și mie aproape că îmi pare rău că te-ai apucat de televiziune, zău. Adică, mulțumesc mult. Trendul era așa extraordinar. O să zic și eu. Da. Trendul era așa, deci mergeai, povesteai și eu mă înfioram așa, auzeam ce ai făcut, lucruri și dintr-o dată îmi dădeam seama așa în timp ce te ascultam, mă, undeva s-a rupt ceva. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat? Îți spun eu ce s-a întâmplat. Dacă ne referim la Madrigal, s-a întâmplat că maestru Marin Constantin ajunsese la o anumită vârstă și repetițiile cu domnia sa erau tot mai rare. Și repetam cu altcineva, nu mai era. Eu vreau să rămân în suflet cu perioada respectivă și atunci m-am retras. Am cântat într-un alt cor, da capo, am format cu niște tineri, după care a apărut treaba cu televiziunea și a fost bine că a apărut. Mi-a plăcut mult. Nu mi-am dorit niciodată să fac asta. A fost o întâmplare și m-am bucurat pentru că am învățat foarte multe lucruri. Am cunoscut, am o fetiță datorită televiziunii, am cunoscut-o pe mama. Producător, la vrei să fii miliardar pe vremea aia. Adică s-au întâmplat multe lucruri foarte, foarte frumoase în perioada asta. Și am avut ocazia să lucrez, să fac formate, să prezint formate mari, recunoscute în străinătate și au rămas cumva ștampilă pe fruntea mea, cel puțin două dintre ele. Da. Legat de vrei să fii miliardar, era momentul ăla, ai dat de câteva ori marele premiu. De două ori, da. Da. Cum te simțeai în momentul ăla când știai că răspunsul e bun și să-i spui omului, frate, ai câștigat? În momentul în care era blocat răspunsul lui, eu abia atunci aflam că este corect sau care este corect. A fost o emoție atât de puternică. Primul concurent a reacționat foarte fain. Al doilea concurent, care era un tânăr, fost dansator, stripper, așa ceva, extrem de inteligent, bă, dar n-avea reacții. Mai zâmbea, mai făceam o glumă și a văzut de treabă până la final. Eu eram mult mai emoționat și mai trăiam mult mai puternic ce se întâmpla acolo. Chiar după ce am văzut, m-a și deranjat. Zic, băi, ai ocazia să ajungi aici să realizezi treaba asta, să îți încerci limitele de cunoștințe și să iei și o grămadă de bani. Primul concurent a fost mult mai viu. Iar sentimentul ăla că poți să-l faci pe om să simtă că este apreciat pentru ceea ce a citit și a învățat, era extraordinar. Adică mă emoționam, nu odată mi-am umezit ochii și nu numai la câștigători. Am văzut mulți tineri și nu venea să cred că știu atâtea lucruri, că vorbim de domenii diferite. A fost o experiență și acolo am cunoscut caractere diferite, oameni cu reacții diferite. E fantastic. Pe partea de televiziune, eu am fost fan, eu am trei copii.
Și când mă uitam la copiii aia trăzniți, deci eu adoram emisiunea aia, nu pe tine neapărat. Ci pe aia, nu era personajul principal. Iartă-mă că am oră la coafort. Da. Bine v-am găsit. După cum știți, trăim cu toții vremuri tulburi, în care nu mai știm care ne sunt modelele, pe cine ar trebui să apreciem, să admirăm, sau în cine să avem încredere. Ce este o televiziune de știri? O televiziune de știri ne arată știrile. Ai? Serios? Crezi că dacă ai o televiziune poți conduce lumea? Nu. Dar pe cine poți conduce? Pe Fanny. Cine-i Fanny? Fanny înseamnă, adică, cei care te adoră. Îți place să fii adulat? Da. Mm-hmm. Și adorat? Da. Și iubit? Și ridicat în slăvi? Adică ți-ai dori să devii paranoic la un moment dat? Mm-hmm. Adică dacă investești practic în televiziune, investești în, ce am zis mai devreme, cuvântul respectiv, paranoic. Așa. Uite, dacă voi doi, să zicem că v-ați face o televiziune, da? Pe cine ai vrea tu să vezi la o emisiune de știri mai des? Pe Pițurcă când dă gol. Mm-hmm. Nu o să mai ai ocazia. Tu pe cine ai vrea? Pe Jackie Chan. Mm-hmm. Bun. Și cine ar fi șeful televiziunii dacă ar fi să lucrați împreună? Eu ca aș fi mai mare și el ar fi regizorul. N-ai vrea tu să fii șef? Da. Să fii șeful lui? Eu să fiu șef și el actor. Așa nu merge. Ești de acord să fii tu pe locul 2? Votez împotriva lui. Deja? De data asta. Dar să presupunem că, uite, tu ești șeful, da? Ok. Care ar fi prima sarcină pe care ai dat-o? Ce îi spune să facă prima dată? Ea îi spune să... Să dansez. Să dansez. Da, cum îți cântă el? Ce muzică se... Orice, populară, ce-ți place. Mm-hmm. Să joace cum îi cânti tu. Cu ușca și cu deaua lată, ce bărbat e, dam odată. Alergăm primul și voi, cu tacii mei. Îți place să joci cum îți cântă el? Nu. Iartă-mă că te spun, dar nu erai șeful emisiunii. Nici nu asta trebuia exact să se întâmple. Tocmai asta era ideea. Trebuia să cobor eu ștacheta și să-i ridic pe ei, să le dau importanță, pentru că atunci ei se simțeau pe locul întâi și se deschidau în fața mea. Și a fost foarte interesant să descoper că de la prima întâlnire vorbeau ca și când aș fi fost un prieten de-al lor. N-am înțeles de ce, poate că fiind o minte cu ei, probabil ei au simțit chestia asta și atunci lucrurile au mers perfect. Ba chiar erau părinți care încercau să-și liniștească copilul, nu în cel mai... pe unii forțau, pe unii... adică nu sunt de acord cu treaba asta. Zic, domnule, n-are chef, lasă mai încolo, mai filmă cu altul. Sau vorbeam cu copilul și era... Părinții au o problemă cu educația, adică trebuie să educați copiii și după aceea părinții. Da. Poți considera emisiunea ca un antrenament foarte bun? Nu știu ce vrei să mă întreb, nu te las, pentru copilul pentru meu, nu. Pentru când vei fi tată? Nu, că n-are legătură, gândește că era totuși un show, era un spectacol acolo. Eu eram, cum să zic, eram cu aceleași glume, cumva sunt cam aceleași cu copii și cu... și cum sunt eu acasă, și atunci cred că am rămas în același registru și cu fiimea, și fiimea mi le mai întoarce și îmi place care simțul umorului, când face o glumă o face foarte serioasă, așa, adică știe, adică instinctul îl are. Hai să nu facem niște lucruri trăznite și să luăm o scurtă pauză de publicitate, ești de acord? Nu, dar n-am de ales. Dacă ar fi să vorbesc cu Iasmin, da? Okay. Iasmina. Iasmina, pe fetița ta. Și să-i spun, auzi, știi emisiunea Părinții spun lucruri trăznite. Spune-mi un lucru trăznit spus de tatăl tău când vorbea cu tine. A, bine, eu sunt atât de... Încât am vrut să... Când era foarte mică, i-am zis, maică, zic, ce-ar fi să o învăț culorile greșit?
știe, n-are de unde să știe. M-am gândit așa, hai să mă învăț cu Rarga și un experiment, știi? Îmi zic, după asta, mă, că nu e chiar bine. De bine, oricum eu am ideea în cap că noi vedem culorile diferite între noi oamenii și că noi spunem roșu la verde la altuia. Mă, da, asta e o altă discuție. Ce s-a întâmplat că la un moment dat ai dispărut așa de pe radar? Sau poate n-am fost eu atent? Recunosc, că mi-asum o parte nu, din... Nu, am avut, s-a am avut așa o pauză, la un moment dat o pauză. Ai avut un an sabatic sau un an jumate? Cum se zice? Nu. A fost un moment în care, după 9 ani și mai bine de Prima TV, ne-am spus la revedere, drumurile noastre erau diferite și atunci am luat o pauză. După care relația s-a renodat încă o perioadă, după care din nou nu s-a mai n-a mai continuat practic împreună și apoi n-a mai stat foarte mult. Da, odată am plecat de la Prima, după care am plecat de tot, da. N-am mai stat, am stat, cred că, câteva lunișoare. De altfel, oricum aveam destul de dezvacanțe. Și a urmat o altă colaborare, care s-a încheiat în ianuarie. Și am vedea ce mai fi. A fost... Eu, ca să nu fiu mai clar, e foarte dificil. În sensul în care nu accept să fac oricum lucruri și nu fac orice. Și nu oriunde și poate că de asta în perioada pe care o trăim sunt mai dificil și greu de lucrat cu mine, deși oamenii cu care lucrez știu foarte bine că la noi e o atmosferă foarte faină. Lucrez practic de 13 ani cu aproximativ aceiași oameni când fac televiziune. Știi, în orice interviu să urmeze partea aia de o profunzime abisală. Ia, bagă. Ce planuri de viitor ai? Adică te focusezi pe partea cu albumul? Da. În principal mă gândesc foarte mult la ce vreau să fac cu acest album și ce vreau să fac în continuare pe partea de muzică. Am discuții cu muzicienii, cu case de discuri. Vreau să merg foarte serios pe zona asta pentru că e păcat de Dumnezeu. M-a motivat și o vorbă care mi-a rămas și care mi-a apărea din când în când în minte așa la câteva zile. Nu mai știu exact cine a zis că este unul dintre cele mai mari păcate să-ți dea Dumnezeu un talent și tu să îl lași să treacă pe lângă tine. Eu venind înspre interviu, eu ascult extraordinar de multă muzică. Nu știu face, nu mă pricep, dar de aia respect enorm muzicienii. Și eu recunosc că ascultam ultimul album Megadeth. Care e ultimul album pe care l-ai ascultat? Ultimul album? Știi care e faza? Îți spun eu ce am ascultat. Dark Side of the Moon. Just a
Pentru că am vorbit cu un prieten despre concertul The Wall, din care nu-mi revin încă. La fel și eu. Este, lăsând la o parte grafica și imensitatea lucrurilor de acolo, cum s-a cântat și cum s-a auzit, adică este, am spus, este ireal ce s-a putut întâmpla acolo. Este incredibil. Nici nu-ți mai vine să mai mergi la un concert. Păi am spus și eu, ăsta e the concert pentru mine. Foarte greu să mai fie să văd ceva. Nu știu la ce să mă... Uite la Lady Gaga s-ar putea să fie surprins. Doamne, iartă-mă. Am fost în România. Atâta degeaba pentru... Primele patru piese și am plecat. Am zis ok, am fost, am mult văzut. Degeaba acolo, exact asta mi se zic. Mult degeaba. Mă rog, să nu murdărim, să nu ducem în derizoriu discuția. Da, ca să nu prea, adică rar am chef, am stare să ascult muzică, vreau liniște acasă. Adică aud în mașină muzică, peste tot muzică. Ok, dar pentru un om care asta a făcut tot în viața, e foarte greu, e dificil. Uite, de exemplu, am fost foarte apropiat de Tocilescu. Și tot a intrat la mine în casă, stăm zid în zid, știi? Mă rog, acum el stă un pic mai sus. Și nu că vorbesc cu atâta drag despre el, știu că nu se supără și râde și... și venea, hai mă, ce-mi pui să... ce bem? Și nu știu ce bem, hai un whisky, hai. Mă, dar la tine e liniște, mă, tot timpul, mă, n-aud o muzică. El, iubitor de muzică, enciclopedie, știe, ascultă opere, ascultă simfonică, trupe de astea, vechi, noi, era foarte pasionată. Sunteți toți oameni de teatru, unii pe scenă, unii în sală. Nu cred că sunt persoane aici care să nu fi fost măcar de una din cele două părți ale rampei. Venirea dumneavoastră aici mă onorează, mă mișcă, mă miră. Nu mi s-a părut niciodată că merit să mi se facă asemenea onoruri publice. Nu pentru că nu mi-ar plăcea, dar pentru că n-am crezut niciodată că a venit rândul meu, că eu sunt cel potrivit pentru momentul respectiv. Uite că probabil că lumea simte că... și atunci s-au grăbit ca să nu pună o cruce în loc de o stea. Vă mulțumesc din suflet. Cea mai mare, starea cea mai importantă a mea este surpriza. Deci faptul că au venit atâția oameni cunoscuți, prieteni, actori, public, este ceva care mă mișcă și mă minunează. Înseamnă că n-am fost de pomană tot ce am făcut. Înseamnă că trebuie să mă țin bine și să merg mai departe, că, uite, lumea așteaptă, artiștii așteaptă, publicul așteaptă, toată lumea așteaptă ceva de la mine. Nu pot lăsa. Asta e. Vă mulțumesc pentru încurajare. Și el mă acerta, măi, e prea multă lume. Ascultă, pune și mie o muzică. Eu vreau liniște acasă, nu? Da, așa că... Dar să știi, mai ascult așa când sunt singur, și chiar am chef, mai ascult așa muzici. N-am preferințe neapărat. Îmi place și când aud piese noi și uite, sunt apariții foarte faine. Adele, Norah Jones, apariții recente, cum era nebuna, Amy Winehouse. Voci și muzici foarte faine. Muzici foarte faine. Adică oameni care... arată că se poate să ai succes în această perioadă și cu muzică bună. Îți recomand și Bad Heart, albumul de anul trecut, un blues modern extraordinar. Dar chiar trebuie să-l ascult, să-ți placă. De citi mai citești? Mai ai timp? Îți faci timp? Băi, tot apuc așa, știi? Încep câte o carte, știi? Îmi dau seama despre ceva, îmi vine altă carte. Băi, asta e să o las pe asta să stea și tot așa, iar mă tot... E un balamuc. Ar trebui să fac asta mai serios. Dar spune balamuc. Spune că ești un cititor cu strategie. Așa mi-a zis unul. Citește 5 cărți în același timp și are strategie. Sunt un cititor cu strategie și am un sistem al meu foarte bine conturat, dar nu pot să vi-l dezvălui pentru că e un secret și n-ar vrea toată lumea să fie atât de erudită ca mine. La teatru te duci? Intră pe partea culturală? Da, sigur că mă duc. Mai ales că am prieteni actori, sunt obligat. Exact asta vreau să te întreb. Nu că ești obligat. Facem... Se întâmplă să vezi că un prieten de-al tău, actor, parcă e de cu virgulă pic rolul.
Ce zici? Prieteni, hai la o bere, hai să explică lumea? La teatru nu prea mi s-a întâmplat. În schimb, dacă l-am văzut într-o anumită ipostază la televizor sau așa, eu le zic. Bă, vezi că asta nu bine, sau aici. Chiar și la teatru zic cam cum aș vedea eu lucrurile. Că îmi permit, că o fac sincer și o fac cu drag. Nu avem chestiunea asta. Femeile au între ele. Dacă îi spun una alteia că vezi că te-ai îngreșat un pic, e nenorocire. Eu pot zic ție, băi, mai dă-și tu din burtaia jos că ești umflat, știi, nu ție neapărat. Mersi, mersi, da. Oricum, m-am simțit. Adică, noi nu ne supărăm, știi, nu mai dăm și o palmă, de prieten, știi? Cărora le spui adevărul, da. Da, merg la teatru, îmi place să merg la teatru mult. Și vreau să încep să o duc și pe fetița mea la teatru, pentru că avem piese bune, sările pline de spectacole, lucru foarte interesant și foarte bun. Și avem actori, inclusiv tine, că nu mai vine nimeni din urmă. Ba, vine din urmă, doar că nu sunt atât de vizibili. Gândește-te Teatru TV, pe care îl vedeam pe TVR, lunea, seara sau când era. Acolo îi vedeam pe actorii pe care noi îi apreciem. Oamenii din țară, unde să-i vadă? În spectacole, în turnee, care și alea sunt rare, că nu sunt bani. Bucureștiul e mai norocos din punctul ăsta de vedere. Sunt și actori tineri, am cunoscut, am lucrat cu actori tineri și sunt foarte, foarte talentați. Nu, ceva s-a întâmplat. Bizante, unde umbli? A nebunit ăsta. Hai să-l întrebăm ceva. Mi-e frică. Uitam la Diva. Ah, Diva? M-a luat-o! Ia zi, sunt actor slab, este? Da? Nu sunt credibil așa. Da, un Oscar? Îi vezi prin câte un film și mă bucur, îi vezi mai prin niște reclame și mă bucur că mai câștig un ban, pentru că știm cum e situația cu bugetul pentru teatru. Dacă ai avea acum în fața ta un actor care să, hai să zicem așa poetic, în care te-ai regăsi, un tânăr, în care te-ai regăsi cumva la o vârstă așa mai primăveratică, ce ai spune să facă? Televiziune, teatru sau muzică? Având în vedere ce se întâmplă acum în România. E foarte greu să-i spui un actor să nu facă teatru. Dacă el l-a dat la actorie, depinde de actor, că dacă e un om care știe ce a însemnat Caragiale, că mai sunt absolvenți care, mă rog, dacă e un actor plin de teatru, nu poți să-i zici și nu ai voie să-i zici altceva decât să facă teatru. În paralel, poate face și televiziune, s-ar putea, în funcție de ce face în televiziune, să-l ajute ca popularitate, nu în meserie, că e meserii diferite. S-ar putea și invers, să-l ajute ce a învățat în școală, să-l ajute în televiziune. Dar nu pot să-i spun unui absolvent de teatru în ce direcție să o ia, pentru că lucrurile se așează la fiecare. Că și am terminat conservatorul și uite ce am ajuns. Pentru că emisiunea se numește Brandul Luchinezu. Noi vorbim despre brandul Virgil Dianțu, da? Brandul din toate punctele de vedere. Eu până am înțeles așa, că ești muzician, ca să nu zic muzicant, o eroare pe care o face multă lume. Ești muzician, ești om de televiziune, ești familist,
Ești fan Pink Floyd? Nu mai citești, mergi Floyd, la teatru? Da. Cam ce mai înseamnă brandul Virgilianțu? Eu încerc să scriu așa, să-mi pun semnătura pe mine și cred că așa e. Eu încerc să fiu un om normal, normalitate. Mai mult nu. Pentru că și în ce am făcut în televiziune și în muzică ai nevoie de, adică cred eu, televiziunea se spune că păcăleală. Niciodată n-am putut să păcălesc. Nu pot. Nu-s ipocrit, încerc să nu fiu ipocrit și atunci încerc să fiu un om normal și să nu... Și cred că am fost om normal în tot ce am făcut, cred. Normalitate, să zicem. Îți mărturisesc cu o tristețe amestecată cu bucurie acum pe finalul emisiunii că mi-ai distrus mitul cu aroganța ta. Ori ești un actor extraordinar de bun, păi și mai frântat de data asta, lucruri despre ori... mine, că așa se face la final reclamă da. Pentru ceva. Facem o reclamă la site-ul virgilianțu.ro, unde am acolo, știi, scriu lucruri care îmi vin în stări diferite. Sunt lucruri pe care le scriu la bucurie, la stări de emoție, în stări de frustrare, pentru că apare chestia asta de multe ori în ultima vreme și observ lucruri, observ și la un moment dat îmi vine. Nu-s de asta care, băi, astăzi trebuie să fac 3 editoriale. Nu, trebuie să am stare, trebuie să am tihnă, trebuie să am inspirație, să așez lucrurile așa cum trebuie să arate pe un site și să înțeleagă oamenii ce am vrut să zic. O să întâlnești ironia în multe din scrieri și o să vezi, adică chiar îți spun să intri, că poate și colaborăm, să te mai ajut. Oricum, și când mai dau câte un interviu scris sau chiar le recomand, e atât de important să citească și tinerii, pentru că sunt foarte lipiți de gadgeturi și mie îmi place să am ultimul telefon, dar nu stau, îi văd de se trezi la un moment dat la terase sau în locuri și nu mai vorbesc între ei. Iar de citit nu știu când mai au timp, pentru că Facebook-ul a început să fie cartea de căpătâi a tinerilor și nu numai, nu e valabil pentru tineri. La modul serios, dacă eu să vorbim despre carte, da, pot să-ți dau un exemplu. Am citit ultima carte, Pallor, Viața pe un peron. Viața pe un peron este următoarea carte pe raftul meu. Nu o să creadă nimeni că nu i-am înțeles, dar de-aia am fost un pic surprins. Spune-mi la ce să mă aștept, pentru că Pallor e un scriitor, nu știu cum să-i zic, te surprinde, parcă îți dă o palmă, odată te mângă, odată... E atât de frumoasă metafora, că e toată construită pe o metaforă, știi? Și îți dă liniște, te simți foarte bine citind cartea asta. O să vezi, are și frustrări, are multe în conținut, dar citește-o și după mai vorbi. Urmează la brandul Luchinezu. Marile întâlniri, așa îmi place să le numesc, au fost Marin Constantin, Moțu Pitiș, Nico Alifantis, Toca. De la oamenii ăștia am avut foarte, foarte multe de învățat. Vorbeai de Toca, așa cum îi spui tu. Da? Așa. Ai un Hall of Fame personal, așa, undeva pe o alee, așa, sufletului tău, ca să rămâne în zona poetică? Da, pot să zic că... Marile întâlniri, așa îmi place să le numesc, au fost Marin Constantin, Moțu Pitiș, Nico Alifantis, Toca. Probabil că sunt mai mulți, pentru că, dar din cei mai, cum să zic, cunoscuți nouă, pentru că au fost întâlniri cu oameni nu atât de cunoscuți, dar care au fost foarte importante și mi-au schimbat viața în bine.
Dar de la oamenii ăștia am avut foarte, foarte multe de învățat. Și am fost atât de norocos că i-am întâlnit și am avut ocazia să învăț de la ei. Așa că de la părinte la părinte, că nu ne unde nimeni și stăm noi doi tați aici de vorbă, e adevărat, eu am părerea asta ferm construită, că niște oameni normali, când stai la bere cu ei, în momentul când li se activează partea de părinte, devine așa niște animale dintr-o specie aparte. E o mare problemă, educația parentală. Eu cred că, adică cred, se știe că până la urmă un copil nu are cum să fie un copil bine crescut, bine crescut, că până la urmă de acolo pleacă și vorba, nu? Cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți de la vârste foarte fragede, când ne imaginăm că cei mici habar n-au de ei, inclusiv de la primul legănat, deja gata, ei șantajează, adică exploatează treaba asta. Și până când cresc, trebuie să fim foarte atenți la fiecare, cum zic, fiecare gest, fiecare lucru pe care îl scoatem pe gură, fiecare vorbă, fiecare lucru pe care îl facem, tonul cu care vorbim între noi, cuvintele folosite, la ce ne uităm, cât ne uităm, ce citim, ce avem pe raft, ce avem. Copiii absorb absolut orice și suntem, vrând nevrând, modele lor. Adică trebuie să ne gândim în permanență la asta. Ei văd acasă doi oameni care se comportă într-un fel. Înseamnă că așa trebuie să se comporte și el. Și dacă nu au acasă, pentru că jungla din afara pereților casei le arată foarte multe lucruri. Dacă eu nu au un reper sănătos, atunci nu, e foarte periculos. E foarte periculos. Cred că trebuie, la un moment dat, o să intervină filtrul propriu la fiecare copil când vine tânăr. Dar cred că suntem datori să le arătăm cum e bine, cum e rău. Nu putem să-i ținem într-un borcan de sticlă, dar trebuie să le arătăm ce e bine. Trebuie să, la un moment dat, să forțăm nota și cu cititul și cu alte lucruri, dar cu explicații în permanență, să înțeleagă de ce nu e dictatură, e democrație, dar și aia are niște rigori. Să știi că după emisiunea de astăzi ai câștigat un cititor pe mine și cu toată aroganța de care, cred că sunt un pic mai arogant decât tine în momentul ăsta, o să spun, e un cititor de mare, mare angajament. Îți mulțumesc tare, tare mult, o mare, mare plăcere. Mulțumesc tare. Ciao. Am lucrat cu copii adevărat. Când vorbesc, tu, mama, nu publicitate. Băi, nu faci astea cu... Nu, dar te-ai consumit un subiect atât de sensibil asta cu copii. Peritul de tua, di, tua, da. Luăm o scurtă pauză. Virgil, am și eu un răspuns final pentru tine. Așa. Pauză de publicitate. Asta e ultima. E următoarea. Pe raftul meu. Oricum, merge?